Apropo, poți să dai deja like la video, că știi că o să-ți placă. Nața România, ghiști, am revenit și... Moartă cald, Doamne, cum o să facem asta? Sper că nu vă topiți de cald cum o fac eu și că totul merge ok pentru voi, mai ales bacul și sesiunea și evaluarea națională. Glumesc. Videoul de astăzi se numește Când ești obsedat de un serial. Am făcut ceva de genul ăsta acum câteva luni, se numea Când începi un serial nou. Și am avut multe persoane care mi-au spus să fac partea a doua, așa că m-am gândit să fac ceva pe aceeași temă, nu chiar același lucru, fiindcă na, de ce să fac același lucru când pot să fac ceva nou. Revenind la subiect, acest video reprezintă total viața mea și bănuiesc că și a voastră, dacă sunteți genul care sunteți obsedați de seriale și nu mai mințiți, că știu că sunteți toți. Am mai menționat și în celălalt video că atunci când ai un serial nou pe care te apuci, nu suporți melodia de intro. Dar după o vreme ajungi să faci ca nebunul când o auzi. Flashback. The second time around, and you've got time. Însă acum am o noutate. Ce se întâmplă când deja trec câteva sezoane dintr-un serial? Fie nou, fie pe care l-ai văzut deja de 100.000 de ori și a apărut în 1950. Însă, acum deja, nu mai e chestie de bucurie când auzi melodia sau că vai că... Oh, melodia din serialul meu! Acum, melodia asta e deja din sufletul tău. Deci e gravată pe tine. Vreau să zic, gravată în sufletul tău. Ești un fel de urs de la de pluș pe care dacă îl strângi de burtă zice ceva. Așa și tu. Orice ai face, se aude melodia din serial. Chestia de pe Netflix când te uiți la mai multe episoade una după alta și la un moment dat îți apare o chestie, adică se oprește episodul și îți apare o chestie Are you still watching? Adică încă te mai uiți. Excuse me! Cum adică dacă mă mai uit? Deci crezi că eu am altceva de făcut în viața mea în afară să mă uit la seriale? Mai ales acest serial pe care l-am văzut deja de 5.000 de ori. Deci, te rog frumos, asta este o jignire. Cum să mă întreb dacă mă mai uit? Adică dacă vreodată nu mă uit și fac altceva gen dorm sau mănânc, ar trebui să-mi dai o notificare de la Netflix, să apară acolo. De ce nu te uiți la serial? Ai murit? E ceva grav, sunt 911? Ei întâmplările din seriale prea în serios. Adică ăsta deja nu mai e un serial fictiv sau personaje fictive. Devine viața ta. Deci, colegii tăi și prietenii tăi vorbesc despre... cum se căsătoresc și ei, cum își iau diplomele, au făcut copil, te cheamă la botez. Și tu? Mamă, ce veste să-ți dau! Deci nu o să-ți vină să crezi, deci nu o să-ți vină să crezi de chestia asta, deci e mind-blowing, deci o să... mie vine să mor, să plâng. Yo, ce s-a întâmplat? S-au despărțit Jane și Rafael. Prietenii tăi devin panicați. Nu știu ce se întâmplă. Ce faci, mai? Ai terminat de învățat pentru bac? Da, am terminat și al patrulea sezon din Orfeu Black. Mersi de întrebare. Bineînțeles, cum am zis că serialul devine viața ta, deja nu-i de ajuns doar să te uiți la ele și să obsedezi. Trebuie să le incluzi în viața ta, adică să iei decizii care să incorporeze serialele și mai mult în viața ta. Gata, boss, m-am decis. Pe fata mea o să o cheme Melody. Care a terminat de greu. Ghici, m-am redecis. Pe fata mea să o cheme Raven, ca din The 100. Ghici, cum o să o cheme pe fata mea? Ia uimește-mă. Jane the Virgin? Ce cu numele ăsta mâncați? Cum adică ce nume e, mă? Asta v-a stat, mersi mult de vizionare. Sper că v-a făcut mult acest video, pentru că mie mi-a plăcut, încă mie îmi plac să reamnă și... Hello! Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un share să vadă cât mai multă lume. Aici, în dreapta, este ultimul nou video. Mai jos pe fața mea puteți să dați click să vă abonați la mine, pentru că fac video de fiecare marți și vineri. Iar de astăzi a început dailiness, adică daily vlog toată vara.